Bună, drăguțelor! Eu sunt Adola și astăzi vreau să vă vorbesc despre o tipologie corporală foarte urâtă. Este vorba de tipologia oval sau măr. Care ce înseamnă? Înseamnă un bust foarte mare, înseamnă o talie nedefinită și foarte mare și partea de sus formată din niște umeri căzuți. Aceasta este tipologia perfectă pentru acel trend, acea modă oversized, care ce face? Îți scoate în evidență picioarele. Picioarele la tipologia măr sunt foarte frumoase, sunt lungi, șoldurile sunt înguste și atunci este atuul cu care vrem să ieșim în față. Astăzi vă arăt două modele de rochițe care, după părerea mea, maschează cât se poate aceste defecte din acest corp puțin mai sensibil. Tind să precizez faptul că tipologia ovală sau măr este întâlnită mai des la persoanele trecute de a treia tinerețe, la persoanele care deja au ajuns la menopauză și hormonal vorbind totul se depune pe partea de talie. Știm cu toate că în momentul în care suntem balonate sau aici nu suntem bine, nu știu cât de ok suntem să ne îmbrăcăm cu orice. Clar, în momentul în care avem ceva larg, cum am ales și eu să mă îmbrac astăzi, nu vom marca talia, nu vom marca bustul, dar în același timp vom marca picioarele. Modelul meu din stânga este ales mai ales ca să scot în evidență faptul că, în ceea ce privește această tipologie, vă rog să purtați V-uri, adică linii drepte, care creează iluzia de alungire, de înălțare și de subțiere. Nu marcăm talia, vedeți, aici este larg, aici este larg, aici este larg, aici avem de-a face cu o tipologie ovală, însă vreau să vă arăt că putem să marcăm talia dacă folosim ideea de baby doll, adică orice vine sub sân. Manechinul meu nu are sânii unui om normal și asta înseamnă că normal în momentul în care am sânul viu, talia se va ridica puțin mai mult și atunci îmi scoate în evidență bustul, pentru că acesta este o tipologie cu un bust generos. Și nu mai sublinează ce vrem să acoperim. Eu sunt Adola, pentru cine mă cunoaște, pentru cine nu mă cunoaște, tot Adola sunt și ne vedem data viitoare.